Din Luca 2, versetul 15: După ce au plecat îngerii de la ei, de la păstori, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. Amin. Amin. Aș dori în această seară să medităm puțin la strălucirea Venirii lui Hristos. Sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare foarte strălucită și ne străduim și noi să o facem cât mai strălucită. Împodobim tot ce putem, ne împodobim și pe noi, și luminițe și lumini peste tot, o strălucire cât mai mare. Însă, întrebarea mea din această seară este: În ce mod strălucește viața ta datorită Venirii lui Hristos? Și. Vreau să vă ofer un posibil răspuns. Putem să strălucim în viața noastră, și viața noastră poate să strălucească doar prin prezența lui Hristos în ea. Și vreau să ne uităm puțin la textul acesta despre îngeri, păstori și Domnul Isus Hristos și să vedem în ce mod a strălucit prezența lui Dumnezeu în acest text. Pe de o parte, te uiți la nașterea Domnului Isus și vezi că ea a fost una foarte banală, anonimă, obișnuită. Nașterea fizică a Domnului Isus Hristos n strălucit. Însă nu a existat un bebeluș mai strălucit, mai perfect, mai sfânt mai desăvârșit decât Hristos, pentru că era Dumnezeu prezent acolo. Pe de altă parte, în ținutul acela, departe de Betleem, erau niște păstori care stăteau noaptea în întuneric, păzeau turmele și dintr-o dată slava Domnului a strălucit împrejurul lor și a venit un înger și prezența Domnului a strălucit acolo și îngerul le-a adus această veste bună. Le-a adus vestea unui mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. E foarte simplu. Voi sunteți păstori, o să vedeți, o iesle, o să vedeți un bebeluș înfășat în scutece și culcat în acea iesle și deodată în această strălucire strălucirea a crescut mai mult și prezența Domnului s-a simțit mai tare. A venit o oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Dar ce se întâmplă? Îngerii pleacă. Strălucirea dispare. E întuneric din nou. Rămân păstorii, se uită unii la alții, vorbesc cu unii cu alții, ce să facem. Și cumva reflectorul, și pun aici în ghilimele reflectorul, se mută de pe îngeri și toată strălucirea pe niște păstori care stau singuri cu oile în noapte și se uită unul la altul și decizia e la ei. Nu mai pot să vorbească cu îngerii, nu mai pot să vorbească cu lumea cealaltă, să audă mai multe detalii. Ei deja au auzit acea veste bună, au auzit Evanghelia, au văzut un crâmpei din Slava Cerească. Și urmează decizia personală. Ce vom face? Și ei spun: Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. Cu alte cuvinte, ei spun: Cu credința că ceea ce ni s-a vestit e adevărat. Cu credința că Domnul, Dumnezeu. Și a făcut manifestată prezența lui în seara aceasta și ne-a făcut cunoscută această veste bună, această Evanghelie. Noi credem că e adevărată și pentru că credem că e adevărată, noi mergem la Betlehem. Ei nu spun, haideți să mergem până la Betlehem și să vedem dacă. E așa. Dacă e adevărat. Ci ei spun să vedem ce ni s-a spus. Cu alte cuvinte, să vedem. Ce s-a întâmplat? Pentru că ceea ce ni s-a spus, ceea ce ni s-a vestit din strălucirea cerească este adevărat. Mergem să-l cunoaștem pe Mântuitor. Nu mai contează că e un bebeluș, nu mai contează că mergem la el și vedem acolo un, un simplu bebeluș, fără aur sau ceva, o stea în frunte sau părul de aur, ceva care să izbească privirea. Nu contează că nu înțelegem în acest moment cum acest bebeluș va fi Salvatorul, Mântuitorul, Hristos, Domnul. Am auzit cuvântul, am crezut cuvântul și am acționat conform cuvântului pe care l-am auzit prin credință. Și rezultatul îl vedem. Au mers și a fost exact așa cum li s-a spus. Pasajul se încheie cu păstorii care, după ce au găsit tot, au vorbit acolo despre ce li s-a întâmplat și s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu care ce spune, așa face. Care, un Dumnezeu care tot ce zice se împlinește cu exactitate. Și îi avem pe îngeri slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Îi avem acum pe păstori slăvind și lăudând pe Dumnezeu după lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lor. Și aș îndrăzni să spun că aceasta este strălucirea păstorilor slava păstorilor. Și ne uităm la viața noastră în această seară. Am auzit cuvântul, mesajul, colindele, am auzit Evanghelia, am auzit despre lucrarea lui Isus în această lume. Nu ni s-a arătat un înger în această seară, însă ne-a fost dat cuvântul. Și ni s-a arătat în acest cuvânt strălucirea cerească, viața de dincolo de această realitate fizică, frumusețile, slăvile cerești, și ni s-a descoperit deja Dumnezeu. A venit Domnul Isus Hristos în această lume, chipul Dumnezeului Celui Nevăzut. Ni s-a descoperit inima lui Dumnezeu în această carte sfântă și El ne-a vorbit. Însă, după toate acestea, ce vom face? Că după toată descoperirea, se închide cartea, urmează liniștea, muzica încetează, rămânem noi. Cu viețile noastre. Și iarăși, aș spune, reflectorul se mută de pe ce se întâmplă aici, de pe toată strălucirea aceasta în care vedem prezența Domnului, se mută pe tine și pe decizia ta personală. Și provocarea e acum la tine. Cum îți vei trăi viața de acum înainte? Vei trăi prin credință, îți vei pune încrederea în Dumnezeu. În Cuvântul lui, îți vei trăi fiecare pas din această viață prin credință? Dacă da, atunci viața ta va fi schimbată, vei rodi pentru Dumnezeu și viața ta va străluci. Nu prin frumusețe, nu prin alte lucruri care se văd, ci prin prezența Domnului. O viață trăită în prezența Domnului, spre slava Domnului, aceea este o viață strălucită, singura care merită trăită. O viață în care să-l lauzi, să-l slăvești și să-l binecuvintezi pe Domnul Isus Hristos, Creatorul Cerului, al Pământului și Creatorul tău. Amin!